misiune de salvare azi noapte pe Marea Neagră, unde un velier era în pericol să se scufunde. Echipajul a cerut ajutor și în scurt timp o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții pe Mare a plecat spre embarcațiunea care lua apă la bord. Velierul se afla la est de Vama Veche. Salvatorii au scos apa de pe navă și au remorcat velierul, pe care se aflau 5 persoane, toate de naționalitate română. Vasul și pasagerii au fost duși în siguranță în portul turistic Mangalia. Intervenția a fost una extrem de dificilă din cauza vântului puternic.